New York, New York, New York. New York înseamnă Manhattan, Broadway, Times Square, Fifth Avenue, Rockefeller Center, Central Park, Chinatown, Metropolitan și multe alte surprize. Întâi a fost Europa, apoi Asia, Africa și acum America. De fapt, New York, sau mai bine zis, Manhattan. Cu peste 22 de milioane, New York se situează în topul celor mai populate orașe ale lumii. Megapolisul ocupând locul 7 după Tokyo, Seul, Guangzhou, Mexico, New Delhi și Mumbai. Dumnezeu să binecuvinteze America, din munți și până în câmpii, casa mea, dulcea mea casă. Așa sună versurile unui cântec drag americanilor. Ca oricare dintre români, visam America și a fost New York. Gândul a devenit realitate odată cu schimbul de experiență al soției la misiunea permanentă a României la ONU. Atingerea celui de-al patrulea continent trebuia pregătită istoric, cultural și social și am început mai întâi prin căutarea pe internet a cărților și apoi a atracțiilor. Am reușit să-mi fac un plan, dar până la urmă am reușit să-l depășesc, chiar dacă ultima săptămână am dedicat-o special Muzeului Metropolitan. Locul cunoscut sub numele New York se pare că a fost locuit de băștinașii americani cu 11.000 de ani înainte ca florentinul Giovanni da Verrazzano, trimis de francezi, să exploreze coastele de nord, să atingă golful în 1524, mult după descoperirea lumii noi de către Columb din 1492. Zona rămâne însă necunoscută până în 1609, când exploratorul Henry Hudson scrie: este un pământ atât de frumos ca și speranța unei însănătoșiri. Și revendică locul pentru compania olandeză Indiile de Vest. Din 1625, olandezii își instalează aici mai întâi un post, de unde fac comerț cu băștinașii, apoi numesc locul New Amsterdam. Aceasta este și prima denumire a viitoarei capitale comerciale a lumii, New York. O inscripție se păstrează și azi pe clădirea cu coloane din laterala primăriei.